Nu credeam că o să-mi placă așa de mult viața la țară. Am crescut la oraș. Și poate de aceea locurile mi se par atât de interesante. An de zile îmi vor trebui ca să le explorez pe toate. Am ajuns aici la Provita acum câteva luni și este întâia mea primăvară la Valea Plopului. Soarele răsare cu mai multă căldură și totul în jur se trezește la viață cu bucurie. E atâta liniște în jur încât poți să asculți natura. În loc de zumzeturi străzii, auzi fosnetul pădurii. În loc de tramvaie, auzi țiripii de păsărere. Ei bine, mai sunt și câțiva găleri. Și animalele de la fermă, desigur. Am crezut că o să-mi fie greu să mă obișnuiesc cu viața la țară. Dar mi-am făcut deja mulți prieteni și joaca în natură este chiar interesantă. Vă spun un secret. Am un nou hobby, insectele. Habar n-aveți câte viață mi sună prin iarbă. Dacă te uiți suficient de mult la o floare, cu siguranță vei vedea un musafir. O musculiță, poate o gâză sau o albină, ba chiar un fruture. Iute, mai unul! Hei, vă știți povestea păpăriei? Dumnezeu a zis florilor cum vor să arate. Chioțelul a vrut să fie alb ca zăpada, să fie și vestitorul primăverii. Iar vestește primăvară. Narcisa a vrut să fie la fel ca chioțelul, alb. Albăstrele vor să fie ca cerul. Când a venit rândul păpăriei, aceasta a zis că ar vrea să fie de folos celorlalți. Dumnezeu s-a mirat de așa o dorință și i-a zis: bine, așa să fie. Din rădăcina ta se vor prepara leacuri vindecătoare de multe boli. Din frunzele tare, oamenii vor face o sarată hrăritoare. Iar din flori, gospodinile fierb un sirop delicios, pe care copiii vor bea cu bucurie. Dar eu am întrebat cum vrei să fii, adică cum să arăți. Păi, aș vrea să fiu ca soarele. Ca soarele nu pot să fi, pentru că eu am fiu prima. Sări supărat în floarea soarelui. Asta se potrivește. Liniștește-te, odoljenii Dumnezeu. Tu vei face o floare mare, mare. Și toată ziua te vei roti ca să fii cu fața la soare. Dar a răsărit până la asfințit. Iar păpădia va avea o floricică galbenă și frumos mirositoare. Și toate albinele o vor vizita. Chiar cu miros frumos. Da, la vară, nu? Da. Ba mai mult, vor fi așa de multe, încât vor acoperi toate păinile cu un covoraș galben strălucitor. E bine așa? Și amândouă au fost bucuroase cu ceea ce au primit. Când au înflorit păpădia, a fost foarte fericită. Toată ziua s-a scăldat în lazele soarelui și multe albine și tot felul de insecte au venit la ea ca să-i coleagă polenul dulce. Ce bun e! Însă spre seară, soarele a dispărut după deal și ea s-a întristat puțin. Totul s-a întunecat și peste puțin timp a apărut pe cel luna nouă. Regina nopții. Era așa de frumoasă, argintie, suavă, scăldată într-o lumină și de fie. Și păpădiei i-a plăcut tare mult. Așa că l-a rugat pe Dumnezeu să facă asemeni lunile pe cer. Și a tot insistat vreo câteva zile, până când Dumnezeu i-a răspuns: îți voi face pe plac, pentru că și tu ai dorit să fii folositoare pentru mulți. Vei fi ca soarele atâta timp cât el
este pe cer. Și apoi, când luna îl va înrocui, floarea ți se va închide în cetisor și vei fi ca luna până dimineață. Câteva zile, păpădia a fost foarte fericită. Numai că noapte de noapte privea bolta înstelată. Îi plăcea așa de mult cum se mișcă plasa de stele și aproape îi părea rău când se lumina de ziua și stelele începeau să pălească. Păpădia era din ce în ce mai obosită. Privea stelele până se lumina de ziua, abia după ce se stingeau stelele, adormea și ea puțin, așa că se trezea din ce în ce mai târziu. Ei bine, albinele erau foarte mulțumite. Nu se mai sculau cu noaptea în cap ca să plece la treabă. Vreo săptămână l-a tot rugat pe Dumnezeu ca să o facă să arate ca stelele. Și într-o dimineață, când a vrut să-și deschidă floarea, nu mică i-a fost mirarea când a văzut că în locul ei e o bilă mare de puf alb cu o mulțime de steluțe și de fii scripind în razele calde ale răsăritului. A înțeles că Dumnezeu i-a îndeplinit și această dorință. Din când în când, câte o steluță se rupea și zbura pultată de adierea vântului. Mai apoi încă una. Și încă una, până când n-a mai rămas nimic din globul mătăsos. Nu mai avea nici petare și nici puf. Începuse să se vestezească, era din ce în ce mai tristă. Și dulpina nu mai avea așa de multă dulceață. Vecinele râdeau de ea, ba chiar îi ziceau Cheala. Nu prea punea la inimă, pentru că încă era fericită. Își aducea aminte de zilele frumoase de până acum. În jurul ei au început să înflorească din ce în ce mai multe floricere, care mai de care, mai colorate și mai atrăgătoare. Fel și fel de gâze zburau de colo-colo, căutând nectar. Pe păpărie nimeni nu mai băga în seamă, parcă o ușoară tristețe se asternea peste ea. Așa e viața, se gândia. Am trăit frumos și în urma mea vor răsări 100 de păpădii micuțe. Dumnezeu mi-a pus în fiecare steluță câte o sămânță și vântul le-a împrăștiat în cele 4 zări. Așa că la primăvară păsinile vor fi iarăși galbene, strălucitoare. Mie chiar îmi plac păpădiile. Aș putea spune că este floarea mea preferată. Și totuși, cred că se vor găsi și câțiva cărcotași. Ba că le invadează grădinile, ba că e mult puf și unii chiar sunt alergici. Ei bine, asta e de înțeles. Dar ar trebui să fiți de acord cu mine? Păpădia este o plantă frumoasă și foarte curositoare. Voi ce ziceți? E frumoasă de asta? Acum vă las cu Billy. Mă duc să beau un țai de păpădie normal cu o ringuleță de miere.